bine v-am regăsit la întrebări. Întâi vreau să vă spun că am rămas surprins de numărul mic de răspunsuri pe care le-am primit la întrebarea precedentă. Să o revedem. Pictura se numește Veneția și întrebarea este: observați ceva ce nu e în regulă în acest tablou? Vă mai las să priviți tabloul câteva secunde și acum pot să vă dau un indiciu. Este vorba despre lumină, despre razele soarelui. Să vedem concret despre ce e vorba. Casele care se găsesc de o parte și de alta a unei străzi, sau în cazul Veneției a unui canal, au de regulă fațadele paralele între ele, pentru că toate sunt paralele cu direcția străzii sau a canalului. Așa cum vedeți în acest desen. Asta înseamnă că și pereții laterali, care se văd privind de-a lungul străzii, sunt și ei paraleli între ei, pentru că de regulă pereții laterali ai unei case sunt perpendiculari pe fațada casei. De pildă, în acest desen, pereții care se văd când privim din capătul de jos al străzii sunt paraleli între ei. Dar dacă acești pereți sunt paraleli între ei, înseamnă că au aceeași orientare față de soare. Și, cu alte cuvinte, sunt fie toți luminați de soare, așa cum vedeți în această fotografie, fie niciunul. Nu pot fi o parte din ei luminați și o parte nu. Cred că sunteți de acord cu acest lucru. Am arătat în clipul trenuri, răspunzând întrebărilor despre razele soarelui din clipul raze de soare, că razele soarelui sunt practic paralele atunci când ajung la pământ. Și acum să privim tabloul nostru. Uitați-vă la pereții dinspre noi, ai caselor din stânga canalului. Sunt toți luminați de soare. Și acum uitați-vă la pereții dinspre noi, ai caselor din dreapta canalului. Sunt în umbră. Cel mai bine se observă acest lucru dacă privim turnul din partea de mijloc, sus a tabloului. Se vede clar că peretele lui dinspre noi este în umbră și n-are ce să-l umbrească, pentru că e mai înalt decât toate clădirile din jur. Dar mai e un indiciu că ceva nu e în regulă. Observați umbrele stâlpilor scurți de la capătul de sus al scărilor din dreapta. Nu știu dacă sunt sau nu folosiți pentru legarea parâmelor, de aceea le spun stâlpi. Dacă umbra lor are orientarea pe care o vedeți în tablou, pereții orientați spre noi ai caselor n-ar trebui să fie luminați de soare. Deci este imposibil ca umbra stâlpului să fie un pic orientată spre noi și totuși pereții din stânga ai caselor să fie luminați de soare. Deci, ceea ce nu e în regulă cu tabloul este lumina, lucru pe care l-a observat și Dumitru Antonie în comentarii. Pereții care sunt orientați spre noi ar trebui să fie fie toți luminați de soare, fie niciunul. Ovidiu Ghiță a făcut o observație legată de perspectivă, care s-ar putea să fie pertinentă, dar deoarece nu mă pricep la acest lucru, nu voi comenta această observație. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și să trecem la întrebarea de azi. Probabil ați văzut cum arată o centrifugă de laborator. Aceste centrifuge sunt folosite mai ales în laboratoarele medicale și în laboratoarele de chimie, cu scopul de a separa două sau mai multe substanțe aflate în suspensie într-un lichid. De cele mai multe ori apă, iar în cazul sângelui, plasmă. Prin rotirea foarte rapidă a unor eprubete speciale rezistente, apar forțe centrifuge foarte mari care duc la separarea fazei solide de faza lichidă. De pildă, dacă centrifugăm sânge, putem separa elementele figurate, adică celulele roșii și albe, de plasmă. Dar pentru că aceste centrifuge lucrează la turații foarte mari, rotorul de care se fixează eprubetele trebuie să fie perfect echilibrat. Altfel apar vibrații care pot să distrugă centrifuga. De fapt, centrifugele moderne au un dispozitiv de protecție care
nu lasă centrifuga să atingă turații mari dacă există vibrații. Deci eprubetele trebuie puse într-o configurație care să asigure echilibrul rotorului. Iar întrebarea de azi se referă tocmai la numărul de eprubete care pot fi aranjate într-o astfel de configurație. Să presupunem că avem o centrifugă cu 18 locuri pentru eprubete. Întrebarea este, care sunt numerele eprubetelor care permit echilibrarea acestei centrifuge? Cu alte cuvinte, cu câte eprubete se poate realiza o configurație de echilibru? Trebuie deci să găsiți un șir de numere, cuprinse evident între 1 și 18, pentru că avem doar 18 locuri, care ne arată fiecare câte eprubete pot fi centrifugate simultan, adică câte eprubete pot fi aranjate într-o configurație de echilibru. Vă atrag atenția că nu este atât de simplu cum pare. Există configurații care nu au o simetrie la rotație și totuși asigură echilibrul rotorului. Simetria de rotație înseamnă că dacă rotim ceva cu un anumit număr de grade, ajungem la aceeași configurație. Sigur că un număr de grade diferit de 360 de grade, deoarece orice este simetric la rotația de 360 de grade. Dacă rotim ceva cu 360 de grade, ajungem la aceeași poziție și aceeași configurație. Pe cei cărora le place matematica, îi invit să facă ceva în plus. Să încerce să găsească o generalizare, adică o regulă matematică care să ne permită să calculăm dacă un anumit număr, să spunem K de eprubete, pot fi echilibrate într-o centrifugă cu un număr de N locuri. Succes! La revedere!